Hei, salutare tuturor de aici din mijlocul naturii. Ce faci în momentul în care partenerul nu cooperează? Ai două variante. Fie te zbați singur în continuare, fie intri în altă relație, nu? Știi la ce mă refer. Probabil știi situația aia în care tu îți dai interesul pentru relație, tu muncești, tu citești, tu mergi la cursuri, tu faci terapie, ești foarte interesat de bunul mers al relației, iar partenerul zici că e dintr-altă lume, zici că nu este interesat deloc de relația voastră. Dacă cumva îi propui să citească o carte, să meargă la un curs, nu știu, sau să facă terapie, îți spune că problemele astea sunt numai în capul tău, că îți faci filme, că voi nu aveți probleme, să stai liniștită, că prea dramatizezi și așa mai departe. Ei bine, din perspectiva mea, lucrurile pot fi cu totul diferite. Tocmai de-aia am creat un webinar gratuit, la care evident te invit și pe tine. Este un webinar în care îți arăt două lucruri foarte importante. În primul rând vreau să știi că îți voi arăta care sunt cauzele pentru care partenerul nu cooperează, nu se implică în relația voastră. Și în al doilea rând o să-ți arăt soluții, ce poți face astfel încât să obții cooperarea lui, să fie și el interesat de relația voastră, să fie interesat să citească, să meargă la un curs, să lucreze cu el astfel încât să vă fie bine amândurora. Vreau să știi că este un webinar pe care îl țin împreună cu Eugen Popa, care este trainer și speaker internațional, este președintele Asociației Române de Hipnoză și vom ține webinarul ăsta o singură dată, pe data de 3 iunie la ora 20. Așadar, dacă este un subiect care te preocupă, te invit să dai click pe linkul de sub video și hai să ne vedem live la webinar. Ciao, ciao!